Întâia epistola a Apostolului Pavel către Timotei, capitolul 6, versetele 11 și 12, care este un cuvânt care se adresează către toată biserica, dar în mod special în seara aceasta îi vom face aplicație pentru tineri. 1 Timotei, capitolul 6, începând cu versetul 11, pagina ediția Cornelescu 1168. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Atunci când un om acceptă mântuirea prin credința în Iisus Hristos în viața lui, Dumnezeu în suveranitatea, dragostea și harul lui mântuiește acea persoană, iartă păcatele și acea persoană ajunge să aibă viață veșnică în ea. Ajunge să trăiască în viața veșnică. Însă dacă Dumnezeu îi mai dă zile, dacă Dumnezeu îi mai dă harul să trăiască, dacă săptămânile, lunile și anii din viața lui de credință trec, el trebuie să mențină viața aceea veșnică și are datoria în fiecare zi să o apuce. Să o apuce. Este de datoria lui să o apuce. Că dacă nu, spunea cuvântul Domnului, dacă nu ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ele vor fi depărtate de la noi. De aceea m-aș fi așteptat ca Apostolul Pavel să-i spună lui Timotei, copilul meu în credință, tu slujești Domnului, tu cânți Domnului, tu predici, stai liniștit. Viața veșnică oricum e a ta, e premiul tău, n-are cum să ți-l ia nimeni, ca tare nu trebuie să faci nicio sforțare, efectiv nici nu trebuie să te consumi. Vine Pavel și îi spune, pentru că știe lucrul ăsta, fugi de anumite lucruri, caută anumite lucruri, luptă-te și apoi ești în poziția să apuci. Nu poți apuca viața veșnică de pe drum. Există lucruri scumpe în lumea aceasta care nu se așează pe marginea drumului. Se pun în muzee, se pun în locuri deosebite. Dacă tu trebuie să vezi, de exemplu, o pictură celebră, vestită, scumpă și vizitată de foarte mulți turiști, aia nu se pune pe marginea drumului ca oricine trece pe acolo să se uite, să mai deseneze și el dacă mai vrea în creion. Nu. Acea pictură, acel lucru de preț este pus undeva ca tu să o poți privi. Acel lucru trebuie să te deplasezi de pe itinerarul tău și să mergi în direcția respectivă. Apoi trebuie să intri în clădirea respectivă. Și acolo în clădirea aceea nu-i pusă chiar la intrare, e pusă într-un loc special. Trebuie să te deplasezi în locul acela și acolo ai posibilitatea doar să vezi acel lucru. Biblia vine și spune că un lucru mult mai măreț și deosebit, viața veșnică, eternă, pentru totdeauna, care constă atât de mult, nu numai în faptul că e în viață, în veci, de veci, de veci, veci, din punct de vedere matematic, plus infinit, ci constă într-o calitate deosebită. Pentru că viața veșnică înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu și să ai părtășie cu El. Ori lucrul acesta se apucă de către credincios, de către tânărul Timotei, de către tinerii de aici și trebuie apucat. N-ai să poți niciodată să apuci viața veșnică dacă tu-ți vezi de drumul tău. N-ai să poți niciodată să ai viața veșnică, să pui mâna pe viața veșnică, să fii sigur că o ai, că palpezi lucrul ăsta, că vezi în viața ta, dacă tu nu faci pașii care trebuiesc ca să poți apuca viața veșnică. Ăsta e termenul pe care îl folosește Pavel aici pentru Timotei. Apucă viața veșnică. Permiteți-mi în seara aceasta să vă spun că generația dumneavoastră, tinerilor de aici, are un foarte mare potențial. Cunoștința înseamnă putere. Foarte mulți dintre voi aveți acces la cunoștință la care eu, pe vremea voastră, nu aveam. Când cineva avea o broșură creștină scrisă de cineva, s-o fi văzut cum arăta broșura aceea care trata un anumit subiect din Biblie, de exemplu, evlavia.
Era răsfoită peste tot, dată din loc în loc, alții o copiau de mână, să o aibă și ei, pentru că nu erau așa ceva, nu erau. Și Bibliile erau rare la vremea aceea. Și oamenii citeau cu nesat și din broșura aceea și extrăgeau și puneau comparativ cu Biblia. La ora actuală există o abundență de informații și de cunoștințe biblice la care poți avea acces comparativ cu Scriptura, poți să verifici toate aceste date și cunoștința este o putere. Poți să te pregătești, poți să ai cunoștință, poți să ajungi să fii disponibil și pregătit de Domnul prin Duhul Sfânt să slujești într-un mod eficient și să duci slujirea ta spre excelență, că merită Domnul lucrul acesta. Doamne ajută! Dar foarte mulți dintre tinerii de astăzi, bărbați și femei, nu pot face asta. Unii dintre ei vorbesc foarte frumos, grozav, cu mâinile ridicate sus, proslăvesc numele Domnului, dar sala toată știe că e un tip care împrumută bani și nu mai dă înapoi. El laudă pe Domnul, vorbește în alte limbi, dar toată sala știe că îi place în compania sexului frumos și stă împrejurul lor și are și glume de la jumătate în jos, adică proaste. Și frații mei, și asta e vremea pe care o trăim noi. Și oamenii aceștia sunt descalificați din start. Mulți dintre păstori pun bariere clare, băiete, închei, gata. Măi, dar le are, măi. Păcat de el. De ce? Pentru că nu a fugit de ce trebuie, nu a căutat ce trebuie, a fi arătând el bine, avea prestanță, avea dicție, avea voce, avea o grămadă de lucruri. Dar ce folos ca alte lucruri de care el nu a fugit? Hai că poate m-a prins. Și l-a prins. Că fuga asta de anumite lucruri trebuie făcută în așa fel să nu te prindă. Că altfel, într-o zi, Dumnezeu va scoate la iveală totul. Totul. Vestea bună este că în orice domeniu există loc de pocăință, Doamne ajută! În orice domeniu există loc de reparare, în orice domeniu există loc de renunțare la ce este rău și îmbrățișarea virtuților pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție cu ajutorul Duhului Său cel Sfânt. Amin! Primul pas pe care trebuie să-l facă orice om ca să poată apuca viața veșnică este să fugă de ceea ce trebuie. Să fugă de ceea ce trebuie. Primul lucru de care trebuie să învățăm să fugim încă din tinerețe. Și tristețea este că văd astăzi generația tânără care nu fuge de ce, fuge înspre aceste lucruri. Este să fugă de mamona, de închinarea la bani, la avere, la posesiuni. Tocmai acesta este contextul în care Pavel vine și îi spune lui Timotei în capitolul 6, cu versetul 8 începând, spune așa: dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpus singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Iubiții mei, primul lucru de care credinciosul trebuie să se învețe să fugă este să se învețe să fugă de iubirea de bani, de mamona, de posesiunile materiale pe care ar dori el să le aibă și nu Dumnezeu să îi le dea. Atenție! Noi nu trebuie să fugim de bani, ci de iubirea de bani. Toți avem bani în buzunarele noastre. Fiecare dintre noastre ați venit cu un cost în locul acesta. Fie că a fost autobuz, fie că a fost mașină, dar a fost un cost pe care a trebuit să-l plătiți financiar pentru a fi în locul acesta. Și acel cost se transformă oricum în bani, pe bilete, pe motorină sau pe altceva pe care trebuie să îi ai la dispoziție. Biblia nu condamnă banii și folosirea lor, ci Biblia condamnă iubirea de bani. Când iubești banul, nu mai ai timp de Dumnezeu. Când iubești banul, nu mai ai timp de rugăciune. Când iubești banul, cuvântul Domnului este pe locul 2, 3 sau 4. Depinde de ce ocupă celelalte locuri, când iubești pe mamona. Și Domnul Iisus Hristos spunea că nu putem să slujim și lui mamona și lui Dumnezeu.
N-avem cum. Ori ne hotărâm să-i slujim lui Dumnezeu, excluzând pe mamona din viața noastră, ori dacă nu, vom rămâne niște oameni care slujim banului, posesiunilor și lucrurilor pe care ni le dorim în viață. Nu uitați, iubiții mei, în momentul când îl acceptăm pe Iisus Hristos ca Domn al vieții noastre. Vorbeam aseară într-o biserică despre faptul că Hristos, prin mântuirea pe care ne-o acordă, ne face în primul rând slobozi. Ne face slobozi. Adică, noi eram morți în păcatele și în fără de legile noastre. Noi ne zbăteam în mociri la viciilor și a păcatelor noastre. Niciunul dintre noi nu putea să se izbăvească pe sine de acolo. Trebuia cineva din afara mocirlei să ne izbăvească. Și a venit Hristos și a întins mâna lui plină de har și de îndurare, ne-a smuls din mocirlă și ne-a pus picioarele pe stâncă, slăvit să fie Domnul. În momentul acesta este foarte important pentru fiecare dintre noi ce facem. Pentru că există oameni care, la momentul respectiv, atunci când Domnul îi mântuiește și îi salvează, el vine și spune, slăvit să fie Domnul, sunt liber de acum încoace. M-a izbăvit Domnul. De acum am voie, în Hristos am voie orice. Apostolul Pavel spune, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Ca atare ce mă face să nu mă simt bine, nu o să le consum eu, nu o să le am eu, nu o să le port eu, dar lucrurile care îmi fac bine, care cred că mi-aduce entuziasm, plăcere și bucurie, am voie, pentru că eu sunt o făptură liberă în Hristos. Și marea problemă acestor oameni este că în libertatea pe care și-o asumă prin jertfa lui Iisus Hristos devin din nou robii banului, băuturilor, destrăbălorilor și a multor lucruri. Și o să vedeți, societatea vestică e plină de creștini care atunci când se fac chemări la pocăință vin în față și recunosc că sunt alcoolici de foarte multă vreme. Că efectiv trăiesc în păcate, nu-i loc unde să vă spun, trăiesc în păcate mizerabile de ani de zile. De ce? Pentru că într-o zi au spus, sunt, vreau să fiu liber și a ajuns din nou rob. Soluția cea mai simplă este cea prezentată de Apostolul Pavel în Romani, capitolul 6, unde el spune, dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rob sfințirea, iar ca sfârșit puteți să apucați viața veșnică. Dacă nu te faci rob al lui Dumnezeu, și dacă Hristos nu este Domnul tău, iremediabil, vei sfârși într-o robie. O robie care îți va spune, chiar dacă tu nu vrei, va trebui să faci acele lucruri. Chiar dacă nu-ți place, va trebui să accesezi acele lucruri. De ce? Pentru că robia aceea te ține. Când Hristos este Domnul vieții tale, ai un foarte mare avantaj. El este stăpânul și tu ești robul. Niciodată n-ai să vezi pe timpul când erau robi și stăpâni de robi că robul se duce și spune, stăpâne, mi s-a rupt bocancii, mă duc până în piață să-mi cumpăr niște bocanci. Stăpâne, să vezi că hainele pe care le-am avut dintr-o dată s-au rupt. Totdeauna lucrurile acestea se îngrijește stăpânul de ele. Stăpânul. Robul este gata să asculte de ce o să spune. Stăpânul se ocupă de toate celelalte lucruri din prejurul lui. Robul nu se interesează, oare ce mănânc eu mâine? Este problema ta, stăpânul, pentru a fi productiv, pentru a-i face pe plac, pentru a alerga în munca pe care mi-o dă, e problema lui să-mi dea de mâncare, e problema lui să mă îmbrace, e problema lui. De aceea Biblia vine și spune din poziția asta, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe... Bun, zbate-te tu, rezolvă tu. Nu, dar eu trebuie să am lucrul ăsta. Eu vreau să am lucrul ăsta. Și în momentul respectiv intri la o închinare, de o formă sau de alta, dar nu în fața Domnului, în dorința de a avea. Și societatea în care trăim ne produce această dorință. Vrei să fii ca cu tare, te compari cu nu știu cine, se creează un sentiment de nemulțumire că nu ți-ai atins potențialul, ci se spune efectiv că tu poți să fii multimilionar. Multimilionar. E adevărat că nu poți să spui ce ai făcut cu banii de pe săptămâna trecută. Nici tu nu știi unde s-a dus. Dar poți să devii foarte mil, să conduci concerne, iar când te pui cu capul pe pernă în cămăruța ta unde ești tu, îți și imaginezi că îl depășești pe Bill Gates. Te v-aș ruga, frații mei, foarte clar, stimați tineri,
Nu uitați, închinarea la Dumnezeu presupune faptul că recunoști pe El ca Domn care îți va da atât cât trebuiește. Amin. Dacă îți trebuie o bicicletă, ți-o va da. Dacă îți trebuie o mașină, ți-o va da. Iar la oamenii pe care îi rânduiește El să conducă mai mult, le va da mai mult. Pentru că știu să gestioneze și știu să aibă. Și la aceștia e foarte important, dar nu lor mă adresez eu, e foarte important să rămână în voia Domnului. Că am întâlnit o grămadă de oameni credincioși care vin la biserică, care au afaceri puternice, care au un rulaj al cifrei de afaceri foarte mare, dar care rămân în voia Domnului, care întreabă pe Domnul. Am întâlnit oameni care la un moment dat cu o cifră de afaceri de 100 de mii de euro, o spus, dar eu sunt deștept, măi, eu mă pot descurca. Și n-au mai întrebat pe Domnul, Doamne, merg mai departe sau nu? Mi se dau fonduri europene, mi se dau pârghii la îndemână, bani care nu-i dau înapoi. Pot să merg mai departe? Până acum gestionez bine, sunt la adunare, sunt cu soția, sunt cu copiii, slujesc Domnului, sunt implicat în lucrare, ajut lucrarea, dar aș putea ajuta mai mult. El și-a pus simplu întrebarea și a zis, sigur că pot! Am promutat bani și a intrat în faliment. Tot ce a avut a pierdut. De ce? Pentru că n-am mai întrebat pe Domnul. De aceea e important, stimații mei, tineri, frați și surori, fii atent la domeniul acesta. Dacă Hristos este Domnul vieții tale, lasă-L să se ocupe de viața ta. Întreabă-L pe El. Vei găsi pârghile și răspunsurile pe care Domnul ți le va da în viața ta să poți face aceste lucruri. Mă întâlnesc astăzi cu oameni care la un moment dat în viața lor au ales să slujească pe Domnul și să spună, Doamne, voi trăi în casa pe care mi-o rânduiești Tu, voi avea mașina dacă vei vrea Tu, iar dacă nu, voi merge cu autobuzul și în continuare. Sau cu ocazia, mă duc la servici. Dar stau înaintea Ta și te rog frumos, descopere în planul Tău. Un singur lucru vreau, să Te slujesc pe Tine oriunde aș fi. Dumnezeu a purtat de grijă acelor oameni de-a lungul timpului și oamenii aceia, când aleargă în misiune, aleargă cu mașina pe care le-a dat-o Domnul. N-au timp să se închine la ea. Merg cu mașina, sui o soră în mașină cu bocanci plin de glodie. El nu vine, spune soră, ia dă-te jos, palte pe picioare frumos, pe bocanci ăștia. Cum te sui mașina Domnului așa? Soră, urcă-te aici că eu fac curat după aceea. Mașina Domnului, fără nicio problemă. Ia bătrânii, duci de la o biserică, la alta, așa, așa mai departe. De ce? E mașina Domnului și el e robul Domnului și face lucrarea Domnului. Și Dumnezeu îi dăruiește tot ce trebuie. Știi ce frumos au oamenii ăștia, frații mei? Că pe lângă faptul că aleargă în lucrare, că pe lângă faptul că sunt oameni ai rugăciunii, că pe lângă faptul că au un entuziasm debordant și molipsitor față de toți ceilalți, ei se culcă și dorm liniștiți că știu că DNA-ul n-are cum să-l bată decât din greșeală în geam. Atâta tot. Din greșeală dorm bate unii vecinul, că pe el îl căutăm. De ce? Pentru că știe că este curat, liniștit, el se culcă și adorme în pace, împreună cu toată casa lui, că a învățat o regulă clară. Trebuie să fugă de mamona. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Foarte frumulți frați de mei întâlnesc peste tot triști, amărâți. Nu numai atât, dar sunt pe pericol să-și piardă credința. Că spune Sfânta Scriptură în textul acesta biblic, au rătăcit de la credință. Pentru că nu pot să explice pierderile pe care le au. Pentru că nu pot să se obișnuiască cu casa sau cu garsoniera în chirie, cu 4-5 copii, unde au ajuns acum, până la urmă dau vina pe Dumnezeu că putea să-i păzească. Până la urmă sunt în stare să se revolte împotriva lui Dumnezeu. Și totul a început din dorința de a avea el mai mult. Fugi, Timotei, de lucrurile astea. V-aș provoca, stimații mei tineri, frați și surori, fiți atenți la aspectul acesta. Pentru că cu tristețe vreau să vă spun, observ fete care cântă, frumoase, pregătite din punct de vedere profesional, fac o școală, foarte multe dintre ele cinstesc și laudă pe Domnul și se apropie de ele un asemenea tânăr care nu slujește Domnului cu toată inima sa, ci îi plac grozav și banii pe orice cale. Și știți că după ce au 4-5 copii, intră într-o tornadă de asta a datoriilor și femeia aceea stă și plânge toată ziua?
Când vede că alții vin și evaluează casa, când alții vin și ridică mașina, când alții iau totul din prejur și când toți din prejur știu că sunt datori vânduți și ăștia de la bănci se gândesc ce să-i mai iei lui ăsta, femeia aceea, foarte multe dintre ele se îmbolnăvesc pe loc. De ce? Pentru că au plecat după o persoană și au spus un da unei persoane care nu l-a slujit numai pe Domnul, ci au plăcut grozav și banii și afacerile și multe lucruri din astea mai mult ca Domnul. Fugi, Timotei, de asta. Din nefericire, văd astăzi oameni compromiși pe care nu-i mai putem pune să slujească. Erau disponibili de slujire în biserica Domnului. Puteam să-i trimitem într-o bisericuță de țară unde erau câțiva frați și surori care aveau nevoie de hrană spirituală și el avea ce să le dea, dar nu i-ai putem trimite nicăieri. De ce? Pentru că datornicii lor spun, omul ăsta nu poate vorbi, omul ăsta m-a înșelat, omul ăsta mi-a luat bani și nu mi-i mai dă înapoi. Eu copiii mei trebuie să-i hrănesc și mai spune și cu tupeu, o să-i dau că n-am, pentru că el a greșit în ceva. Viitorul lui este sumbru. Foarte mulți dintre voi nu sunteți în poziția asta. Sunteți niște studenți, niște studente, trăiți în casa părinților voștri și viitorul vă stă în față. Oare ce veți face este provocarea voastră? Oare ce veți face când veți avea în față asemenea ispite? Fugi de mamona. Lasă-L pe Dumnezeu să te binecuvinteze cu cât e nevoie, Doamne ajută! Nu uita că Dumnezeu știe să îngrijească de toate nevoile tale dacă tu cauți din toată inima pe Domnul. Dumnezeu să ne ajute. Al doilea lucru de care Scriptura vine și ne spune să fugim. Și vreau să vă repet un lucru pe care îl știți. Nu ai voie în domeniul ăsta să arăți cât de deștept ești. Nu ai voie în domeniul ăsta să arăți cât de mult pot rezista tu. Nu ai voie. Când Biblia spune să fugi, înseamnă că tu nu ai șansă acolo. Au încercat alții și n-au. De aceea atâta durere. Pentru că unii oameni au crezut că dacă știu să termine două facultăți, știu și să-și conducă și să ia și să guverneze niște bani, fără ca Dumnezeu să-i dea aprobarea. Și-au pierdut în domeniul ăsta. Fugi de aspectul ăsta. Al doilea lucru pe care vi-l sublineam, fugi de închinarea la idoli. Este lucru pe care Scriptura îl spune, pe care eu l-am accentuat deja în momentul acesta. Apostolul Ioan vine și vorbește în epistola sa niște lucruri deosebite, extraordinare, pe care eu le-am mai subliniat și altă dată la dumneavoastră. Apostolul Ioan este considerat de teologii apostolul iubirii. Apostolul care vine și spune persoanelor care sunt venite la credință, copilașilor în mod special, copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva dintre voi a păcătuit, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Cât de mult se vede inima lui de tată, de părinte spiritual în biserica Domnului. Pentru că el acestei categorii care începătoare pe calea Domnului, îi spune că avem un mijlocitor. Nu tot același lucru le spune tinerilor. Lor le spune, v-am scris tinerilor pentru că sunteți tari. Ați ajuns la maturitate, v-am scris părinților, pentru că cunoașteți pe cel ce este de la început. Dar copilașii pot greși. Ei bine, acest Ioan, care se poartă cu atâta blândețe față de copilași, față de cei începători, față de tinerii casei Domnului, vine la sfârșitul epistolei sale și trage la semnalul de alarmă și spune, copilașilor, păziți-vă de idoli. E foarte important pentru noi să ne dăm seama că Biblia vine și vorbește foarte clar de aspectul acesta al păzirii de idoli, pentru că idolii produc în inima lui Dumnezeu o reacție prin care Dumnezeu devine gelos, se mânie împotriva noastră cu o mânie sfântă, dar totodată o mânie care ne poate pierde. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu sublinia în epistola apostolului Pavel, într-un text pe care dumneavoastră îl cunoașteți, în capitolul 10, cu versetul 14 în felul următor. De aceea, preiubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Pe Dumnezeu repugnă lucrul acesta. Dacă mi-este permis să vă spun cum privește Dumnezeu lucrul acesta,
Dumnezeu, atunci când o persoană îl lasă pe el, îl depărtează pe el și se închină la alți idoli, are altceva, din punct de vedere al lui Dumnezeu, este prea curvie spirituală. E ca și cum persoana respectivă trăiește în așa ceva. Și pe Dumnezeu îl supără enorm lucrul acesta. De aceea aș vrea să vă spun, stimații mei, trăim într-o vreme în care biserica este frământată și dacă diavolul ar putea să ne facă să ne închinăm la alți Dumnezei a acestei lumi, ar realiza un lucru extraordinar și anume, noi acei Dumnezei îi purtăm cu noi. În vechime se făcea o sculptură, se făcea ceva de genul acesta, se punea în casă și omul venea din când în când să mai închina. La momentul actual, Dumnezeii aceștia îi purtăm în noi. Și atunci când noi ofensăm pe Dumnezeul cel etern, pe Cel ce a plătit prețul, pe Cel ce ne-a răscumpărat pentru El, prin aceste atitudini de închinare idolatră, Dumnezeu se umple de gelozie. Un pasaj Biblie spune... Sau vrem să întărtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El, spune textul biblic? De ce? Pentru că îl provoci pe Domnul la gelozie, închinându-te la un alt Dumnezeu, la un idol, la ceva la care îți petreci timpul, dai bani, mai mult decât îți petreci timpul în compania și în prezența lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu este gelos. Și în gelozia lui va lovi totdeauna obiectul geloziei lui, adică pe idolul respectiv. Dar dacă tu îl porți în inimă, aș vrea să spun că nu scapi. Singurul mod de a scăpa este prin pocăință, când îl scoți din inimă, când te dezici de el, când spui, Doamne, am greșit, și atunci Dumnezeu lovește numai obiectul geloziei. Dar dacă tu îl ții în inimă nepocăindu-te, vei fi lovit sigur și tu. De aceea, este important pentru fiecare dintre noi, în domeniul acesta, să fugim de închinarea la idoli. Biserica este astăzi frământată de așa ceva. Sunt foarte multe lucruri care intră în poporul lui Dumnezeu cu alură de sfințenie, cu alură de creștinesc. Cu bocanci intră în viața noastră în zilele astea Moș Crăciun, nu-i așa? Fără nicio problemă. Aud pe foarte mulți, vezi, ai grijă că moșul se uită la tine. N-avem grijă să le spunem copiilor că Dumnezeu se uită la ei, dar moșul zilele astea sigur e cu binoclu pe ei. Iubiții mei, aș vrea să vă spun foarte clar, foarte clar, pe lângă faptul că este o minciună, pe lângă faptul că n-avem acoperire biblică și nici istorică în domeniul ăsta, foarte multe lucruri întărâtă pe Dumnezeu astăzi. Pentru că nu uitați, Dumnezeu v-a dat sănătate să puteți munci, Dumnezeu v-a dat putere să puteți umbla, Dumnezeu ne-a susținut viața, mișcarea și ființa, slăvit să-i fie numele. Ne-a dat posibilitatea ca în buzunarele noastre să fie niște bănișori, niște bani în care să ne cumpărăm pâinea, în care să ne cumpărăm lucrurile necesare fiecăruia dintre noi. Dar știți ce facem noi? Pe sănătatea pe care ne-a dat-o Domnul, pe inteligența pe care ne-a dat-o Domnul, pe locul de muncă pe care ne-a dat Domnul, pe toate binecuvântările Lui, noi luăm de acolo și luăm, cumpărăm niște lucruri, apoi le punem într-un anumit loc și le spunem copiilor că e de la moșul. Dar ce are dacă îi spui că e de la Iisus Hristos? Nu te împiedică nimeni. Și să o faci și în august, nu numai în... Deci, să vezi bucurie pe copiii tăi. Să o faci în fiecare lună. Ce te împiedică să faci asta? Cum te-ai simțit tu când pe banii tăi, pe resursele tale, este dat unui copil care este deja pregătit pentru viață să absoarbă primele lucruri? Și nu uitați, copilul nu discută ce spune tata și mama. Nu discută. Ce spune tata și mama, așa-i. E să stai și să ia la bătaie. Cum? Tata spune minciuni, tu crezi că... Tata, ce spune tata și mama, așa. Tata și mama îi spune, toate astea pe care le vezi tu sunt de la moșul. Ți-l dăruit ție. Cum credeți că se simte Dumnezeu? Și apoi venim în fața Lui și spunem, Doamne, mai dăm niște bani, că mai am niște chestii de rezolvat. Iubiții mei, vă spun lucrurile astea pentru că, cu toate că se pare că pătrund foarte lejer în familiile noastre, îmi vă repet încă un lucru frumos și deosebit, și anume, faceți cadouri, nu vă oprește nimeni.
și dați-le numele lui Iisus Hristos. Pentru că El merită toată slava și gloria. Ancorează-L pe copilul tău în credința în Iisus Hristos, că de la El vin toate lucrurile. Pătrunde închinarea la idol în bisericile noastre. Foarte mulți dintre noi nu suntem atenți la lucrul acesta. Dar El îi pătrund și atacă din ce în ce mai mult poporul lui Dumnezeu, tineretul casei Domnului, care crește așa. De când sunt eu, așa am prins, frate, așa am prins. Nu ne mirăm că astăzi Evanghelia nu are o putere deosebită asupra generației tinere. S-a făcut un studiu în zilele noastre de astăzi de un anumit doctor din Statele Unite împreună cu alți doctori psihologi creștini și au trebuit să constate de ce o mare parte din tinerii născuți în familii de credincioși părăsesc biserica în masă. În masă o părăsesc, în bisericile americane. Și rezultatul a fost foarte clar. Și anume, tinerii au spus în felul următor, bisericile ca să ne țină în cadrul slujbelor, ne-au dat voie să facem tot ce am dorit noi. Dacă am vrut să dansăm, am dansat. Dacă am vrut să ne unduim, ne-am unduit. Dacă am vrut să facem așa, ne-am făcut. Dacă am vrut să facem show, am făcut. Numai ca să ne vadă veniți acolo. Marea problemă este că profesioniștii lumii au întrecut biserica la show-uri. Marea problemă este că profesioniștii lumii au întrecut biserica la spus bancuri. Marea problemă este că comicii lumii te fac cu adevărat să râgi. Păstorii sunt niște tentative nereușite să ne facă pe noi să râdem cu poantele lor. Ca atare, pentru că biserica nu ne-a putut oferi ceva care este dus spre perfecțiune, am lăsat și am plecat la cei care sunt cu adevărat profesioniști. Și aș vrea să vă spun, au foarte mare dreptate. Foarte mare dreptate. Pentru că biserica nu e făcută să aibă show-uri, poante, bancuri și așa mai departe. Cu toate că câteodată nu e nicio problemă, Biblia nu condamnă glumele bunde, ci cele rele le condamnă. Dar, iubiții mei, biserica în primul rând trebuie să fie un loc al rugăciunii, Doamne ajută! Un loc al predicării adevărului Scripturii, un loc al pocăinței, ceea ce nimeni din lumea asta nu mai face. Și aici noi ar trebui să excelăm. Pentru că toți oamenii din lume, când spun, domnule, când vreau să mă pocăiesc, oare unde să mă duc? Și foarte mulți în societatea vestică vin și spun, n-are sens să mergi la biserică, pentru că acolo ei încearcă să te facă să râzi, dar nu reușesc. Spun niște glume pe care nici ei singuri nu mai râd la ele. Pentru că n-are sens. Dacă vrei să râzi, este un comic, te duci, plătești la spectacol și stai acolo. Dar biserica nu mai este ceea ce trebuia să fie, pentru că majoritatea liderilor religioși au lăsat garda jos. Și au spus că se poate și așa ceva. Să nu ne mire că la ora actuală ceea ce trăim și francezii sunt destul de supărați pe aspectul ăsta că foarte multe din antetatele care s-au pus și se pun la cale, în afară de alea care au avut loc, au fost făcute de cetățeni francezi. Pentru că după ce zeița rațiunii a fost întronată în Franța din punct de vedere istoric și l-au scos pe Dumnezeu din ecuație, foarte mulți francezi la un moment dat au avut loc de o parte de o stare de mizerie spirituală și au vrut să se întoarcă cu adevărat la o pocăință adecvată. Au mers în bisericile evanghelice și au găsit pe liderii creștini spunând ca să poți vedea dacă reziști în căsătorie, poate căsătoria de probă. Trăiești câțiva ani de zile cu fata respectivă, vezi dacă te potrivești, dacă te potrivești, mergi mai departe. Și noi te binecuvântăm. Au putut să intre în biserici unde bărbații stăteau lângă femei și se mângâiau unii pe alții în timp ce se predica Evanghelia. Au intrat acolo și majoritatea francezilor le-a fost silă de pocăința asta. S-au întors peste 7 milioane de francezi spre Islam. Își întind covorul jos, se roagă de 5 ori pe zi către Meca, că măcar religia asta îți dă oarecare seriozitate, sobrietate. Într-acolo mergem și noi, frații mei. Se tinde în direcția asta. De dragul de a face niște compromisuri, de a avea anumiți tineri în biserică care oricum nu-s pocăiți, dar vor să fie pe aici, cum să ducă? Trăiesc ca pe aeroport, nici în lume nu-s, nici în pocăință nu-s. De foarte multe ori, lăsăm ca Dumnezeu lumii acestea să pătrundă în biserică. Și v-aș ruga, frații mei, închinarea la idoli îi produce tot atât de mare rău și gelozie lui Dumnezeu ca și înainte. Fugiți de ea, Doamne ajută! Identifică în viața ta orice anume ia locul lui Dumnezeu și fugi. Să știi că nu reziști.
Fugi! Aleargă cât de repede poți! Al treilea lucru pe care vreau să-l subliniez, de care Biblia spune să fugi, dumneavoastră știți, eu nu mai repet, cu accentele de rigoare, fugi de poftele sexuale. De fapt, apostolul vine și spune lui Timotei, fugi de poftele tinereții. Apoi cuvântul Domnului vine și spune într-un text bine cunoscut, din 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 18, fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Ca să apuci viața veșnică, trebuie să fugi de anumite lucruri, să fugi de mamona, zeul bogățiilor și a banilor, să fugi de idoli care îl ofensează pe Dumnezeu și îl face să fie un Dumnezeu gelos și să fugi de poftele sexuale care fac ravagii astăzi în lume. Și în mod special, tinerilor li se adresează Biblia, fugiți de poftele tinereții. Nu poți rezista. Nu ești mai tare ca Samson, nu ești mai înțelept ca Solomon și nu ești mai cu inima după voia lui Dumnezeu ca David. Și totuși oamenii aceștia, pentru că n-au știut să fugă, au căzut. Ca atare, singura soluție a ta este să fugi de aceste lucruri. Văd astăzi o lejeritate intrată în poporul lui Dumnezeu, prin care văd tineri așa trăiți în anumite medii care discută. Și e adevărat că Hollywood ne prezintă, cum spunea cineva, niciodată n-ai să vezi un film la Hollywood făcut cu relații intime între soț și soție. Nu, ai să vezi că nu e pasional pentru nimeni așa ceva, să vadă el așa ceva. Totdeauna e făcut cu persoane care trăiesc în prea curvie. E atractiv să vadă, toți așteaptă așa ceva. Trăim într-o societate în care suntem încurajați. Trăim într-o societate în care copiii de mici ar trebui să învețe așa ceva ca să intre în circuitul ăsta normal al lumii de destrăbălați care vor să-și mai schimbe partenerile și pe care se schimbă. Și ești chemat și tu să intri acolo. Și într această lume Dumnezeu are un popor de tineri și de tineri care trăiesc în sfințenie, care fecioria și-o pun pe altar și doar în ziua căsătoriei o închină din nou Domnului. Faci parte din ei? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pentru că societatea în care noi trăim la ora actuală vine să ia tot ce e mai frumos și să lase o iepavă și apoi te miri că slujitorii stau mai mult pe drumuri în problemele pe care ajung la ei ca să încerce să le rezolve. De ce? Pentru că nu uitați, stimații mei, orice legătură de genul acesta produce o stare de dependență, o legătură spirituală între persoanele care participă la lucrul acesta. De aceea, foarte multe persoane care au ajuns în anumite intimități lascive nu pot să-și trăiască pe deplin viața de căsnicie. Și unii dintre ei n-au trăit în cine știe ce păcate. S-au mângâiat, s-au sărutat în exces, n-au ajuns la punctul păcatului pe care îl numim noi, dar efectiv s-au expus duhurilor de curvie. S-au expus la așa ceva. Și iubiții mei, Biblia spune, fugiți de lucrurile acestea. Doamne ajută! Consilierii care lucrează în domeniul acesta constată o împotrivire acută în asemenea persoane. Oameni care vin și întreabă, frate, dar n-am făcut altceva decât s-o sărut, m-o lăsat s-o sărut și așa mai departe. De ce am de ce am starea asta? De ce nu mă mai pot controla în anumite situații? Stimați tineri și tinere, vă rog, trăiți în sfințenie, pentru că cuvântul Domnului vine și spune că trupul este pentru Domnul, păstrează-l pentru El. Domnul nu trimite un înger să locuiască în trupul tău, nici un arhanghel, ci El personal spune, păstrează-te pentru mine, vreau ca să-mi plec capul acolo. Odată a venit la Domnul Iisus Hristos o persoană care a spus, Doamne, vreau să te urmez oriunde vei merge. Și Domnul i-a spus, vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și odihni capul. Știți că astăzi când se uită la tineri, la foarte mulți, n-are unde și odihni capul? Că trupul e pentru Domnul. A avea un trup curat înseamnă că Domnul se poate odihni în viața ta, poate rămâne acolo. Ori Apostolul Pavel tocmai asta vine și spune, fugiți de curvie, orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Cine păcătuiește,
Și cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Și nu știți că voi sunteți temple ale Duhului Sfânt? Nu cunoașteți asta? Vă bateți joc de templul lui Dumnezeu, spunând că e al tău și faci tu ce vrei cu el? De aceea e important de prezentat lucrurile acestea. De aceea e important să-ți dai seama unde ai ajuns și să te oprești. De aceea e important să vii cu sfințenie înaintea Domnului și să spui: Doamne, curăță viața mea, sfințește-mă, fă-mă cu adevărat să fiu o gazdă bună pentru Domnul meu care să locuiască în mine în toată plinătatea și plenitudinea sa. Doamne, ajută! Fugi de aceste lucruri! E foarte important ca în fiecare zi să alergi de aceste lucruri. Nu alerga spre ele, ci fugi de ele. Fugi de închinarea la mamona, fugi de închinarea la idoli, fugi de curvie, sub orice formă ar fi ea. Fugi de lucrurile acestea. Ca să poți fugi, fratele meu, tânăr și tânără, frate și soră, încalță bocancii râvnei Evangheliei Păcii. În casa Adidas și ăștia, dacă vrei, din punct de vedere sportiv. De ce? Că n-ai râvnă pentru Evanghelie, pentru lucrare, n-ai timp de toate. Când stai degeaba, când stai degeaba, ești expus. David, dacă era pe primul rând la bătălie, la cetatea Rama, împreună cu Abner, împreună cu comandanți, cu Ioab, comandanții armatei sale, cu toți ceilalți, n-avea el timp de Batseba. Dar după ce a dormit bine, după ce a stat, după așa mai departe, a avut grijă el să se privească și dacă se oprea la o privire. Și dacă se oprea la o privire. Că trăim într-o lume în care poți vedea foarte... Dar el nu s-a oprit la o privire. O privire i-a adus dezastru în familia lui. Că nu știu să întoarcă capul după aceea să spună: băi, femeia omului, îmi văd de treabă. Îmi văd de treabă. Nu știu. A trebuit după aceea toată familia lui să supere. 4 copii să moară în circumstanțe violente. Pentru că el într-o seară n-a fost unde trebuia să fie și nici nu și-a oprit privirea. Pentru că stătea degeaba, se odihnea. Cele mai multe ispite pe care le ai este când stai degeaba, când nu stai la locul tău, când nu ești angrenat în ceva. Caută-ți prieteni care să mergi cu ei în misiune. Caută-ți prieteni cu care să faci repetiții. Caută-ți! Mergi la repetiții, învățați cântări. Există loc, nu se poate aici, există altă biserică. Mergeți și slujiți Domnului. Fiți pasionați de lucrare. Alergați pentru Domnul ca în ziua căsătoriei voastre. Să simtă și păstorii că dincolo de mâinile pe care le pun, sunt alte mâini care cu adevărat binecuvintează cu putere și cu har. Pentru că știu ce trebuie să faci. Foarte mulți dintre noi mergem cu frâna de mână trasă. Nu știm să alergăm. De ce? Pentru că anumite lucruri din viața noastră ne țin pe loc. Încalță-te cu râvna Evangheliei Păcii. Aleargă și slujește Domnului. Fii gata să înțelegi pe ceilalți, postește, stai înaintea Domnului, nu lipsi de la stăruință, nu lipsi de la rugăciune. Caută-ți în fața Domnului, pentru că El va observa lucrurile acestea și îți va dărui binecuvântarea. Frații mei, v-am spus că viața veșnică trebuie să o apucăm. Pentru a apuca, primul lucru este să fugi de ceva. Dacă nu fugi de lucrurile acestea, n-ai să cauți niciodată și nici n-ai să găsești ce trebuie. Pentru că toată viața ta va fi un moment când astea te vor ajunge din urmă. Nu uitați, vă repet lucrul pe care îl cunoașteți din Biblie, când diavolul a fost prin șarpe, a fost blestemat, a fost blestemat să se tărască pe pământ. Nu ei s-a mai dat voie să aibă o mișcare mai rapidă. Blestemul totdeauna este reducerea unor avantaje pe care le avea. Blestemul totdeauna e de la bine la rău. Ori în cazul șarpelui, Dumnezeu i-a venit și i-a spus: de acum înainte te vei tărâ pe pământ și vei mânca țărână. Dacă până atunci șarpele se mișca tot așa, nu era blestem. Spunea: Doamne, până acum cum am mers? Cert, el înainte a avut o altfel de mișcare, mult mai rapidă, mult mai evoluată, și din pricina aceasta Dumnezeu i-a spus de acum înainte să se tărească pe pământ. Problema este el că se tărește pe pământ și pe cei ce aleargă, el nu-i poate prinde niciodată. Niciodată nu-i poate prinde. Dar pe cei care se plimbă așa și nu se găsesc nicăieri că calea mântuirii e un loc de plimbare, unde ai timp să miri frunzele, răsăritul de apus, de soare și așa mai departe. N-ai timp. Peste tot spune: alergați în alergarea care vă stă înainte. Fugi, măi, fugi! Aleargă spre țintă, spre Hristos. Ei, cine se satură de alergați, are chef de plimbări. Și are chef de observați, are chef de criticați, are chef de... Vine șarpele din urmă și îl ajunge.
și îl mușcă, n-ajunge la cap, îl mușcă de călcâi, îi face niște înțepături, intră veninul acolo și la un moment dat profetul Elie spunea lui Israel, până când veți chiopăta de amândouă? Ați văzut vreun om șchiopătesc de un picior? Imaginați-vă cum arată de amândouă. Imaginați-vă cum arată de două. Foarte mulți credincioși sunt mușcați pentru că sunt ajunși. N-au chef de nimic. Numai comentarii. Unii dintre ei au tras pe dreapta. Le spuneam fraților că atunci când eram copil, n-aveam totdeauna la mine tena și papucii, pentru că alergam pe uliță, așa, și pe ulițele știți că nu erau asfaltate pe vremea. Mai erau și câte un petroi mare în drum, așa, și când dădea piciorul nostru de petroiul respectiv, petroiul nu simțea nimic, dar noi simțeam puternic. Prima noastră soluție era să tragem pe dreapta rapid, indiferent cine ni fugărea sau o fugăream, și suflăm îndregite, că treceam mai rapid decât altă dată. Și stăteam acolo. Aș vrea să vă spun că din punct de vedere spiritual e la fel. E la fel. Mergând pe drumul acesta lejer, fără nicio lucrare, fără nicio țintă, efectiv suntem și noi acolo, vine șarpele și ne mușcă și ne pune ori pe dreapta, ori pe stânga. Ne pune pe o parte sau pe alta. Nu mai alergăm noi, aleargă alții. Și noi numai apreciem alergarea altora. Ăla predică bine, măi, știi că ăla. Cealalt nu le are. Măi, dar dacă te-aș pune pe tine, nu, dar eu stau numai pe dreapta, eu nu fac nimic doar. Nu mă comentez. Eu sunt pe dreapta deja tras. De-aia îmi pot permite comentarii. De-aia pot permite să evaluez familia unuia sau altuia. A mea n-am cum să-mi eu evaluez, că toate e pe dreapta. Iubiții mei, atunci când te încalți cu râvna Evangheliei păcii, diavolul n-are nicio șansă la picioarele tale. Ești prea rapid ca să te ajungă el. Ești prea rapid. Indiferent ce ar face el, nu poate să te ajungă din urmă. Cât ești pasionat pentru Domnul. De aceea o să vedeți oameni care toată viața au alergat în lucrare. Toată viața o sluji Domnului. Toată viața, când a fost vremea să slujească Domnul într-un mod mai ascuns, o slujit acolo, o alerga pentru Domnul. Oamenii ăștia sunt plini de viață. Când te întâlnești cu ei, vorbesc despre Domnul, de lucrările Domnului, de mântuirea Domnului, de harul Domnului. Ceilalți sunt posomorâți, sunt posați, sunt oameni care pesimiști. Oare ce o să fie cu lumea asta? Oare ce o să fie cu poporul Domnului? Oare ce o să fie? Frații mei, câtă vreme te încalzi cu râvna Evangheliei păcii, îți dai seama că pe tronul de domnie în cerul stă Iisus Hristos. El conduce universul, El conduce totul, la vremea potrivită totul se va încheia și tu vei ieși biruitor, slăvit să fie Domnul. Dar până atunci alergi pentru Domnul și ai cu cine alerga, ții frumosă-i, ce rău ar fi. M-am stat și m-am gândit, dacă eram ca noi, să alerg numai eu și familia, măi, hai și voi după mine, copiii mei, familia nu a avut din partea Domnului revelația să construiască o corabie și doar el nu era inginer naval, să știe. Și probabil și copiii lui se întrebau, eu știu ce cu tata, ce gândea, dar ăsta plin de râvni, omul lipsit și pe el, lucrau și ei acolo, nu știu, cu tragi de inimă, dar omul ăsta a fost pasionat în ceea ce a făcut. Era singur care înțelegea și a vorbit Domnul, dar a tras toată familia după el, în râvna lui și în pasiunea lui pentru Domnul. Rău ar fi și dificil ar fi pentru noi să fim singuri, așa să tot tragi familia după la adunare, tot să tragi. Acum să dați să frați și surori care slujesc Domnului, care aleargă pe aceeași direcție, care sunt împreună cu tine, slăvit să fie Domnul. Seara asta puteam să fim mai singuri aici, mai împreună cu fratele Mitic, împreună cu fratele Adiș, cu ceilalți, dar ați venit și voi aici pentru că alergăm spre împărăție, Doamne ajută! Ne încălțăm cu râvna Evangheliei păcii. Și vrem să alergăm spre slava și spre gloria Domnului. Fugi! Fugi de aceste lucruri! Pentru că ți-a dat cu ce să fugi. Nu te las să stai. Când ești încălțat, stai acasă, spui, de cum, seara asta stau acasă? Eu trebuie să mă duc undeva. Trebuie să mă duc. Oare unde s-a dus frații la rugăciune? Oare unde mă duc să învăț o cântare? Oare unde mă duc puțin la studiu biblic? Oare unde este slujba seara asta? De ce? Pentru că râvna te face să alergi. De aceea nu da jos bocanci ăștia. Vei deveni expert în Liga Campionilor, vei deveni expert în politică religioasă și din asta, laică, vei deveni expert într-o grămadă de lucruri să vezi care e scump, care e ieftin, vei deveni expert la piață. Nu lăsa lucrurile astea, că nu-s demne de tine. Te-a chemat Dumnezeu să alergi pentru împărăția Lui, slăvit să fie Domnul. Aleargă pentru gloria Lui. Vă spuneam de un prieten pe care l-am și foarte mulți dintre noi consideram că nu-i bun pentru predică. Nu
nu-i bun pentru predică. Pentru că din naștere are un defect, e gângâit. E gângâit. Vorbești cu el așa și îți spui, ce faci? Bine. Noi înțelegem că e bine, dar el până se exprimă că e bine. Dom'le, cum se predice asta? Știi ce se întâmplă? O să zic, eu vreau să slujesc Domnului. Bun, slujește Domnule. Se ridică frații mei, atât s-au pregătit, atât s-au rugat, se ridică și spune, fratele vostru, eu urmez acum la predică? Da, tu urmezi. Se urcă frații mei și începe, iubiți frați și surori, prin harul lui Dumnezeu, îți predică o oră, după care te întreabă, cum a fost? Frații mei, om care se pune la dispoziția Domnului și tu ai vorbire cursivă, te cheamă Dumnezeu să slujești numelui Său, încalță râvna Evangheliei păcii. Nu lăsa ca lucrurile astea să te prindă din urmă. Că poți să ai o vorbire cursivă să o folosești în altă parte. Știu foarte mulți tineri credincioși care au o dicție și un cuvânt și o prestanță. Nu mă spun poante. Atât tot. Că nimeni nu-i mai ascultă. Sunt neserioși. Pentru că eu prins din urmă anumite lucruri care îi urmăresc. Nu pot prezenta cuvântul lui Dumnezeu. Și au tot ce le trebuie. Pentru că n-au fugit de ce trebuie la vremea potrivită. Și încă acum nu fug. Fugi de aceste lucruri. Doamne ajută! Dacă știi de ce să fugi și chiar că fugi, poți să găsești adevăratele valori, slăvit să fie Domnul. Spune Sfânta Scriptură, caută neprienirea, evlavia, ne se vorbea în seara asta, credința, pacea, valorile, caută-le. Vei ști să cauți ceea ce trebuie. Altfel vei fi prins într-o cursă din asta în care vei fugi spre ele, vei fugi de ele, vei fugi spre ele, vei fugi de ele. Când în schimb vei fugi numai de ele, vei putea și în fața ta Dumnezeu va pune diferența între lucrurile de preț și cele fără de preț. Va așeza viziune să vezi lucrurile clare în viața ta. Vei vedea pentru ce Dumnezeu te-a ținut în viață și pentru ce ți-a dat aptitudini. Vei vedea de ce Dumnezeu te protejează. Vei vedea foarte clar că Dumnezeu are un plan cu tine. Și e foarte important să strângi ceea ce trebuie. Să aduni ceea ce trebuie. Biserica din Laodicea la un moment dat se lăuda. M-am îmbogățit și nu duc lipsă de... I-a strâns, dar nu ce trebuie. Când Domnul i-a făcut evaluare, i-a spus, și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Acum, dacă vrei cu adevărat să strângi adevăratele valori, vino la mine și investește. Cumpără ca să poți avea. Nu se poate așa. Ca să poți căuta adevăratele valori, uită-te ce îi place lui Dumnezeu. Eu cunosc că voi știți ce îi place părinților, ce îi place profesorului, ce îi place președintelui, ce îi place unuia sau altuia, dar ce îi place lui Dumnezeu? Și veți vedea că lui Dumnezeu îi place sfințenia, slăvit să fie Domnul. Și veți vedea că lui Dumnezeu îi place adevărul. Și veți vedea că lui Dumnezeu îi place să fim plini de dragoste. Doamne ajută! Pentru că dacă ai dragoste, poți și să mustri. Dar dacă n-ai dragoste, nu poți să mustri. Pentru că mustrarea trebuie făcută în dragoste. De aceea, dacă ai dragoste pentru frați, te va pasiona să-l îndrețui fratele tău, dar fără dragoste, efectiv, vei amputa din el, vei tăia din el. Când ai dragoste în timp, vei pansa, vei ști să legi rănile, că dragostea te va provoca la lucrul acesta, pentru că cauți adevăratele valori. Dumnezeu să ne binecuvinteze. E atât de important. Ca după ce fugi de anumite lucruri, să începi să cauți aceste lucruri. Să vezi unde se poate găsi neprihănirea. Împărăția lui Dumnezeu, care Biblia vine și spune că este bucurie în Duhul Sfânt. Împărăția lui Dumnezeu, care Sfânta Scriptură spune că nu-i mâncare și băutură. Și asta ne mai trimite și la zile de post. Împărăția lui Dumnezeu, care ne arată Sfânta Scriptură, că prin ea vom intra prin multe necazuri. Ca să ajungem, te mai înveți și cu necaz care aduce răbdarea, e singurul care aduce răbdarea. Necazul, încercarea, provocarea, oamenii ciudați de pe lângă noi care tot ne testează răbdarea noastră, e singura care ne arată câtă răbdare avem și că putem crește în ea, în timp. Putem să răbdăm și mai mult decât am putut răbda până acum.
ne mirăm din noi înșine dacă rămânem sub mâna Domnului, cât am putea noi să răbdăm. Dar toate acestea se dezvoltă atunci când cauți aceste lucruri, când ești atent că cineva îți veghează creșterea ta spirituală și creșterea mea spirituală. Dumnezeu să ne ajute! Privești lucrurile din prejurul tău ca o provocare, ca un test. Te uiți în prejurul tău și îți dai seama de lucrul ăsta. Dacă firele de păr din capul tău sunt numărate, ca atare dacă cineva e în fața ta și la un moment dat te supune la un test, vorbește puțin disprețuitor față de tine, tu crezi că nu e aprobat? Bineînțeles că tu poți să-i spui ce trebuie la omul ăla. Dar de ce nu gândești prima dată că e test? De ce nu te gândești prima dată la aspectul ăsta? De ce te gândești, aștept să termini și reglez? Aștept să termini și spun una și nu mai are nimic de întrebat. De ce nu te gândești că cineva testează ca tu să poți evalua lucrurile? De ce nu te gândești? De ce nu te gândești că Dumnezeu îngăduie anumite situații în casa ta și în casa mea ca să ne învețe anumite lucruri și să ne testeze ceea ce facem noi? Am văzut credincioși care iau viața ca un mod de testare a lui Dumnezeu, în care Dumnezeu este gata să se bucure de el sau să-i arate limitările lui. Și omul acela pleacă de dimineață de acasă, se duce ori la școală, ori la servici, ori la locul lui de muncă unde are el, ori unde, la întâlnirile pe care le are el, de el știe sigur că toate firele de păr sunt numărate, pașii lui sunt numărați, traseul lui este cunoscut, dacă Dumnezeu vrea să-l abată, găsește circumstanțe să-l abată, primește un telefon numai care îi spune te duci în altă parte și în momentul respectiv e obligat din cauza să se ducă în altă parte și el știe că tot ce se întâmplă în viața lui, înainte ca el să ia cunoștință de ele, sunt aprobate, sunt verificate, sunt cântărite și numai după aceea vin peste viața ta. Ca atare nu e o surpriză să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, Tu știi prin ce trec eu, da, e aprobat de mine. Tu ești testat acum. Ce faci? Te enervezi? Răcnești? Plângi? Ce faci? Dacă totul e testat, Doamne, vreau să ies bine la test. Doamne, ajută! Când gândești așa, ești biruitor. Când gândești așa, te uiți și vrea să mă învețe Domnul. Când gândești așa, nu te uiți la ăla din fața ta care se înroșește, care vrea să te umilească, care vrea să te jicnească, să te disprețuiască, care ție din drepturile tale, îți face nedreptate. Te gândești că undeva este aprobat lucrul acesta și încerci cu bunătate să spui. De foarte multe ori când spui cu bunătate, îl nervezi mai tare pe ăla. Se supără mai tare, dar nu-i vina ta lucrul ăsta. Pentru că trebuie să te uiți că ești testat în toate aceste lucruri. Și ești verificat, oare ce vei face? Vei ceda sau nu vei ceda? Toate aceste lucruri se întâmplă în viața noastră și trebuie, iubiții mei, să căutăm aceste valori. Spune Sfânta Scriptură, împărăția Domnului se aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește unul de mare preț, se duce și vinde tot ce are și cumpără mărgăritarul acela. Iubiții mei, până la toată urma, toate valorile creștine se găsesc în mărgăritarul de mare preț. Până la toată urma. Câtă vreme Hristos trăiește în noi, vom ști să ne ridicăm la rangul și la poziția pe care o așteaptă Dumnezeu. Vom dezvolta celelalte virtuți și aptitudini creștine într-un mod destul de dezvoltat în viața noastră, destul de mult. Dar atunci când Hristos trăiește în noi, efectiv, Dumnezeu și-a atins scopul cu viața noastră. Dacă a Hristos să trăiască în noi, trebuie să dăm tot ce avem. Închipuiți-vă dumneavoastră că într-o zi te prezinți pe lângă multe tarabe și magazine care vând fericirea în lumea asta și care spune, Domnule, dacă ai bani mulți, ai să fii și fericit. Alții spun, dacă ai plăceri și alegi după ele, o să ai niște bucurii extraordinare și o să fii fericit până la adânci bătrânețe, cam poveștele de când eram noi copii. Există o grămadă de lucruri în lumea asta după care oamenii stau la magazinele astea la coadă. Și există un loc în care Dumnezeu prezintă mărgăritarul de mare preț, pe Iisus Hristos. Și noi l-am vrea, cum nu l-am vrea? E mărgăritarul de mare preț. Însă Dumnezeu vine și spune, ca să poți avea mărgăritarul acesta și să te bucuri de plin de el, trebuie să dai tot ce ai. Păi tot ce am, da, tot ce ai. Și spun, sunt de acord. Tânăr, tânără, bărbat și femeie, sunt de acord. Și întreabă Domnul, ce ai? Păi am o casă.
mi-o dai mie. Ce mai ai? Câți bani ai în cont? Păi am atâția bani la bancă, ăia sa mei. Ce mai ai? Buzunar ce ai? Doamne, mai am câteva sute de lei și aia sa mele. Ce mai ai? Doamne, dar eu locuiesc în cort, cortul e a meu. Doamne, eu unde stau cu familia? Familia mea. Dar locuiesc în mașină? Mașina e a mea. Doamne, dar eu cui rămân? Și tu ești a meu. Și acum ți-l dau înapoi pe Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Mărgaritarul de mare preț, ți-l lăs să locuiești în casa mea. Dacă îmi vine un oaspet la Elim, să știi că s-ar putea tu să dormi jos și el doarmă în patul meu, dacă n-ai altul. Ți-l lăs mașina pe care o ai în garaj, dar mașina aceea te rog să mergi în lucrarea mea, că e mașina mea de acum înainte. Îți lăs banii de la bancă și banii din buzunar, dar nu uita, sunt banii mei. Te lăs pe tine, ai grijă. Ai grijă de trupul meu, pentru că eu locuiesc acolo. Amin? Ai grijă de asta. Ți le dau toate. Îți dau familia. E împrumut? Ai grijă ce faci cu soția ta. Ai grijă cum te porți cu copiii tăi. Nu stai tăi, nu poți să strigi. Eu te-am făcut, eu acum te bat, eu acum... Nu, ai grijă, să-i mei. Creștinul așa privește lucrurile. Așa gândește. Îs împrumutul lui Dumnezeu. Și el are grijă cum se poartă. El nu-și poate permite să spună trupului meu, fac ce vreau cu el. Nu, el este templu Duhului Sfânt. Doar așa Hristos locuiește de plin în noi, slăvit să fie Domnul. Ai mărgăritarul de mare preț? Este provocarea pe care Dumnezeu ți-o face. Foarte mulți în zilele noastre de astăzi spun, pe lângă tot ce am, îl vreau și pe Iisus Hristos. Să fie și El acolo. Nu, numai El vrea. Restul sunt promuturi. Dacă într-o zi Domnul spune, știi ce, am să iau toți banii pe care i-am la tine, tu trebuie să știi că Dumnezeu așa rânduiește. Rânduiește să intervină în viața noastră câteodată și noi nu ne dăm seama de lucrul acesta. Știu familii de oameni credincioși care la un moment dat au avut un copil pe lângă copiii pe care aveau și copilul ăsta s-a îmbolnăvit. S-a îmbolnăvit foarte tare și la un moment dat au stat înaintea Domnului, s-au rugat, Doamne, e un copil pe care îl avem, Tu ne l-ai dat, dăruiește-i viață. Și Dumnezeu a spus, lăsați planul meu, pentru că am în plan să-l iau. E mai bine așa. Mama, ca mama, a stat în post, a stat în rugăciune, m-a venit cu niște frați și a spus, Doamne, te rog frumos să-ți schimbi planul, te rog frumos, dacă se poate, dar te rog frumos. Și Dumnezeu a spus, m-am lăsat înduplecat. Și l-a lăsat pe copil să trăiască. Acum are vreo 26 de ani. Nu vrea să aud de pocăință, nu vrea să aud de familie, face mișto de toată lumea. Pentru că Dumnezeu a avut un plan. A avut o lucrare. Și familia a spus altceva. Pentru că atunci când suntem împrumutul lui Dumnezeu, s-a putea la un moment dat Dumnezeu să spună, vreau să-mi iau împrumutul înapoi, că-l cheamă un copil, că-l cheamă soțul, soția. Trăiește cu demnitate. Chiar dacă ai pierdut pe cineva drag, tu ești al lui Iisus Hristos. Noi la ora actuală din lumea asta noastră nu pricepem lucrurile, dar El face orice lucru frumos la vremea. Vom pricepe odată în veșnicie cât de bine a fost că a făcut Dumnezeu așa. Momentan nu avem toate datele. Ca și oameni trăind în lumea aceasta sub soare, cum vorbea Eclesiastul, înțeleptul Solomon, vedem lucrurile numai din perspectiva noastră. Însă Dumnezeu le așează toate la locul lor. Câtă vreme ești în El, toate lucrurile sunt asigurate la locul lor. Și n-ai decât să spui, Doamne, te respect ca Dumnezeu. Nu înțeleg, nu pricep, sunt de multe ori întristat, dar Tu ești Dumnezeu. Amin. Amin. Trăiește demn. În felul acesta. E greu în momentele alea. E greu când pierzi bani, e greu când pierzi o mașină, e greu când pierzi o posesiune, e greu. Dar sunt lucruri prin care Dumnezeu te testează, te verifică. Astea sunt lucruri mărunte, efemere, trecătoare, pentru moment. Am văzut oameni din bisericile noastre, familii cu mulți copii în zona noastră, la un moment dat, de undeva, fiecare și-a făcut casă cum au putut, a făcut instalația electrică cu frață, fiecare a băgat cabluri pe acolo, din care era mai ciupit, mai rup, l-au pus acolo, nicio problemă făcut. Făcut un șghebat, o căsuță acolo, 12 copii stăteau acolo, l-au foc, o luau foc, pompieri toți acolo, stăteau, vecinii au venit și ei, carau borcanele de compot în beciurile lor, așa le-au luat și compotul și ce mai au avut ei acolo,
Și oamenii spuneau, Doamne, ce se întâmplă? De unde? Toată comunitatea s-a adunat, a făcut o casă, le-a pus compot, le-a pus tot ce trebuia și aș vrea să vă spun, foarte mulți dintre noi nu avem casele lor. Dar la început a fost un moment de durere. Dar când s-au ridicat frații în unitate, mânați de Duhul Sfânt, a devenit o mare binecuvântare ceea ce se considera o teroare, un necaz. Pentru că în spatele fiecărui lucru Dumnezeu calculează, slăvit să fie Domnul. Fugi de ce trebuie, caută ce trebuie și apoi luptă-te, lupta cea bună. Doamne ajută, frații mei. După ce lupți lupta cea bună, Biblia spune, apucă viața veșnică. Ești în poziția asta. Apucă-o. De aceea e important pentru noi să luptăm lupta cea bună. Vreau să rămân aici la mesajul meu. Dumneavoastră ați mai auzit mesaje privitor la lupta cea bună, lupta împotriva ta însuți, de a te veghea, de a autodisciplina în prezența Domnului, lupta împotriva păcatului din viața noastră și din viața altora. Dar e foarte important primii pași. Foarte mulți oameni ajung să se descurce cu lupta, ajung să lupte ce trebuie, dacă știu de cine să fugă și știu ce să caute. Dacă n-ai ajuns la nivelul ăsta, lupta n-are niciun sens. N-are niciun sens. Tu intri pe câmpul de luptă deja înfrânt. Tu intri pe câmpul de luptă și nici nu știi cine sunt adversarii. Că de foarte multe ori satana e un înșelător. Tu trebuie să pricepi asta. De obicei, ca armatele să poată lupta destul de bine, să spunem noi așa ordonat, soldații erau îmbrăcați în uniforme diferite. Ca nu cumva într-o zi când te scoli tu cu sabia să alegi pe un coleg de-a tău și să spui nu că tu ești de la dușman și el spune ba tu ești de la dușman. Și atunci nu te faci decât te nimicești. Toți erau îmbrăcați diferit. Nu uitați, satana nu luptă după regulile astea. El vine și în îngeri de lumină și mai mulți chiar odată. Și tu trebuie să știi să discerni că altfel îți ataci proprii tăi frați crezând că-s de la în altă parte, din altă echipă. Dar dacă ai fugit de ce trebuie, ai căutat ce trebuie și Hristos în tine, Duhul tău, începe să spună, ăsta e de-a nostru, am compatibilitate. Mă înțeleg, cu toate că unii dintre ei poate nu sunt îmbrăcați în uniforma care trebuie, dar am compatibilitate cu el. Am compatibilitate. Pot să merg înainte. Mă întâlnesc cu oameni și circul în lumea aceasta, mă întâlnesc cu oameni pe care îi văd pentru prima dată din două vorbe, parcă ne cunoaștem de când lumea, parcă am copilărit împreună. Atât de bine ne potrivim. De ce? Avem compatibilitate în Duhul Sfânt. Sunt situații pe care le-am văzut și la alți păstori, am verificat, te întâlnești cu un om care promite, un om care e bine văzut, un om cu o dicție, cu o pregătire, cu urma lui, cu niște atestate grozave, dar nu ești compatibil cu el, nu știmuiește cu el, nu ești... Și stai și te trebuie, dar ce are? Duhul dinăuntru îți spune că lucrurile nu sunt clare, el nu e din armata asta, el e sub acoperire. Dar asta Duhul Sfânt îți poate spune numai dacă Hristos e în inima ta. Altfel vei fi înșelat, altfel vei sta la rând în spatele unuia care face semne și minuni, dar trăiești în nelegiuire și în păcat și într-o zi va spune, Doamne, n-am făcut noi multe minuni și vor avea o grămadă de fani ăștia. Dar pentru că n-ai avut compatibil, n-ai știut să lași pe Hristos să-ți arate cu cine ești compatibil, să nu stai în spatele Lui care lucra sub acoperire, era printre noi, dar nu era dintre ai noștri. Vei fi dus în rătăcire și Biblia, cel mai mare avertisment pentru credincioși este băgați de seamă să nu vă înșele cineva. De aceea e important, stimații mei, de aceea e important, fii aproape cu frații. E adevărat că pe mine mă cunoașteți că vin destul de rar la dumneavoastră și vă puteți interesa, dar cel mai mult, cunoașteți oamenii de aici, își trăiesc pocăința, își oameni verticali, se ocupă de familia lor, dacă sunt oamenii ăștia așa și după Scriptură, stai lângă ei, chiar dacă nu predică cel mai perfect, chiar dacă sunt alți predicatori mai buni ca ei în lumea asta și în țara asta, stai lângă el acolo, că ăsta e om cu care ai compatibilitate, om care trăiește adevărul, lasă-l pe Duhul Sfânt să te lumineze, Doamne ajută! Când ajungi în poziția asta, pui mâna pe viața veșnică și te scoală cineva la două dimineața, știi că tu ai viață veșnică. Te anunță ăștia, băi, tu ești bolnav, în trei zile vei muri. Știi că ai viață veșnică. Vă spuneam de fratele ăla nostru în vârstă, care a avut timp când o sta în pocăință, era un om al lui Dumnezeu, l-a anunțat la 80 de ani, l-a anunțat doctorul, bătrânul, la 80 de ani ai cancer, știi că mori.
Domn doctor, cancerul e a meu, nicio problemă. Dumnezeu este cel ce dă viață. Dumneata nu mă operează, lasă. Astea. L-a operat și a trăit până la 102 ani. O lua doctorul ăla o grămadă de premii internaționale. Cum de reușit el să-l opereze pe unul de 80 de ani să mai trăiască până la 102 ani? Dar nu a fost problema doctorului, că el l-a mai operat și pe alții și a murit. Problema a fost la omul ăsta, că l-a știut că are viață veșnică. Nu interesează că doctorul povestește de-a lui. El a pus mâna pe viață veșnică și trăia în domeniul ăsta. Într-o lume tulburată, pesimistă, fără speranță, se așteaptă Dumnezeu ca de la Elim să iasă bărbați și femei, tineri și tinere care să slujească Domnului, să fie plini de pasiune, încălțați cu râvna Evangheliei plăcii, care să slujească cu bucurie Domnului. Doamne ajută! Haideți să ne rugăm ca Domnul să ne dea lucrurile acestea. Ne ridicăm înaintea Domnului și împreună cu toții cerem ca Domnul să locuiască în viețile noastre și să ne ajute să fugim, să căutăm și să luptăm pentru a pune mâna pe viața veșnică. Amin.